De câteva zile în portul Giurgiu au acostat nava Comandament Mureș, dar și nava de luptă tip Monitor Lascăr Catargiu. Aceasta din urmă aflată pe Dunăre pentru efectuarea unor exerciții militare a atras privirile tuturor celor care au vizitat portul giurgiuvean. De altfel, comandanții navei au decis ca preț de câteva ore giurgiuvenii să aibă ocazia, poate unică în viață, de a urca pe o navă de război și nu una oarecare, ci pe cea mai mare și cea mai nouă embarcațiune a flotei navale române. În cadrul promovării acestei profesii de militar, noi am avut în vedere, ținând cont și de tradițiile pe care le avem în orașul dumneavoastră, municipiul Giurgiu, vis-a-vis de funcționarea în acest municipiu a două divizioane de nave între anii 80 și 2000, și am ținut să reamintim colegilor noștri care acum sunt pensionari probabil și care au rămas aici în Giurgiu, că noi suntem pregătiți în orice moment să ne facem datoria pe fluviu și pentru aceasta am invitat toți giurgiuvenii să vadă cum ne-am pregătit și de ce suntem în stare să facem. Nava a fost construită în 1994 la șantierul naval Drobeta Turnu Severin, iar în 96 a intrat în compunerea divizionului 67 monitoare în garnizoana Brăila. Nava de tip monitor este blindată, cântărește 552 de tone, are o lungime de 52 de metri și o lățime de 9 metri. Fiind o navă de război purtătoare de artilerie, armamentul este compus din două tunuri cu calibru de 100 de milimetri, 32 de rachete antiaeriene, două mitraliere cu 4 țevi, două aruncături de proiectile reactive și două tunuri calibru 30 mm. Este o navă purtătoare de artilerie, face parte din divizionul 67 nave purtătoare de artilerie, așa cum vă spuneam, cu locația la Brăila și care are misiuni pe care le poate desfășura în zona fluvială. Monitorul 47 Lascăr Catargiu este comandată de locotenent comandor Armașu Armand Ciprian, iar echipajul este format din 45 de militari, adică 6 ofițeri, 9 maestri militari și 30 de soldați gradați profesioniști. Nava a fost construită special pentru misiunile pe Dunăre, printre acestea misiuni de descurajare a acțiunilor ilegale pe fluviu, transport de mijloace și forțe pe comunicațiile fluviale sau nimicirea navelor de luptă și a altor forțe care acționează în raioanele fluviale.